și Pregăriță și Gagarov s-au accidentat. Au fost schimbări fortuite. Nici de cum mi-aș fi schimbat, că a apărut prin ziar că l-am schimbat reputare și că ar fi fost bun la penalti. Nu, și Pregăriță și Gagarov accidentați. Au probleme. Vă reproșați că nu l-ați folosit în cupă pe Alexandru, care a făcut un meci excelent în campionat? Nu reproșez, pentru că el avea nevoie să stea un meci. Adică și psihic ești apăsat și când stai un meci, totuși tu revizuiești puțin și comportamentul și atitudinea și te fortifici psihic. El avea nevoie. Dar sigur că și pe el și pe Costea aș fi vrut să-i bag spre sfârșitul meciului, să din păcate s-au accidentat cei doi. Dacă nu s-a accidentat cei doi, sigur ar fi intrat și el și Costea. A reușit două goluri ce n-ați reușit dumneavoastră în întreaga carieră de fotbalist în Ștefan cel Mare. Dumneavoastră n-ați dat două goluri în groabă, el a dat. Era extrem de important pentru el, că trecea printr-un moment psihic nu prea bun, nu? Era foarte afectat, fiindcă eu știu, simt. Și a fost foarte important pentru el să marcheze aceste goluri și contra rivalului de moarte pentru suporterii noștri. Sunteam și sper să și intrat în formă să-mi scrie goluri în continuare, să avem nevoie și acasă de goluri marcate. Sunteți de curent cu scuzele suporterilor vis-a-vis de Alexandru? Că suporterii care l-au contestat și l-au întrebat, acum își cer scuze față de el. Eu nu cred că l-a întrebat cineva pe Alexandru. A huiduit acum. A fost acel moment când l-am schimbat, când, sigur, a fost un murmur de nemulțumire la, și nu mai la adresa lui. În general v-am spus la Craiova, când nu câștigi, atacanții sunt de vin, nu? Aveau și suporterii dreptatea de partea lor, dar nu că l-au înjurat suporterii, l-au înjurat și nu ne se face așa ceva. Numai că este băiatul meu, nu? Niciun jucător nu merită un tratament de genul ăsta. Găfâie echipele din față n-a câștigat niciuna etapă trecută. Pot fi ajunsă? Se poate întâmpla orice. În momentul când sunt 9 specialitate de jucat, mai sunt atât de multe puncte puse în joc, se poate întâmpla orice. Gândiți-vă, făceam un calcul dacă noi am fi câștigat cu Rapid, cu și cele două meciuri pierdute, unde era. Era